Salutare tuturor și bine ați revenit pe canalul Darex Auto. Clipul anterior a fost despre designul exterior al noului Renault Megane electric, iar cel de astăzi va fi despre designul interior, spații de depozitare, spații pentru pasagerii din spate, portbagaj și designul consolei centrale de pe acest model. Înainte să începem, nu uitați să vă abonați, să ne lăsați un like, iar pentru mai multe informații să ne apelați la numerele de telefon din descrierea acestui clip. Vom începe cu partea din spate, mai bine zis cu portbagajul. Portbagajul se poate deschide apăsând acest buton situat sub numele modelului. Are o capacitate totală de 440 de litri, iar sub podea inginerii de la Renault au găsit un loc pentru a păstra cablurile de încărcare. La capitolul practicabilitate avem două cârlige în partea stângă și în partea dreaptă pentru fixarea bagajelor, iar în partea stângă și partea dreaptă undeva mai sus avem și două zone în care putem fixa, să spunem, sacoșele de mâncare. Mai sus avem un planșeu care se poate scoate foarte ușor pentru a mări spațiul de depozitare. Spre deosebire de alte modele, această placă are exact aceeași lățime ca și portbagajul și din partea stângă și partea dreaptă putem rabata foarte ușor banchetele pentru obținerea unui spațiu mai mare pentru bagaje. Cam atât despre portbagaj, acum haideți să trecem la al doilea rând de scaune. Scaunul din față a fost setat pentru înălțimea mea, iar la genunchi avem mai mult de o palmă. Dacă poziția scaunului este cea mai înaltă, avem spațiu suficient și pentru zona în care vom ține picioarele, însă dacă el va fi pe cea mai joasă poziție, putem pune sau putem sta numai cu vârfurile, ca să spun așa. Podeaua mașinii este un pic mai ridicată datorită bateriilor electrice, de aceea avem poziție diferită a genunchilor în funcție de înălțimea fiecărei persoane. Ca și spațiu pentru cap, la fel este destul de generos, având în vedere că modelul este 100% electric. Mai departe avem aeratoare pentru pasagerii spate, două prize USB de tip C pentru încărcarea dispozitivelor mobile, spații de depozitare pe spătarele scaunelor față, plafonul este de culoare neagră pe toate cele trei niveluri de echipare, portiera spate are un design foarte interesant în zonele în care avem difuzoarele sistemului audio. Fiindcă sistemul audio este premium pe acest nivel, avem un difuzor mare în partea de jos și unul mai mic în partea de sus. Avem plastic tare pe toată zona interioară a portierei, mai puțin zona în care în mod normal am ține antebrațul în momentul în care pornim la drum. Acum haideți să trecem și pe primul rând de scaune și să vorbim mai multe acolo despre dotările opționale cu care vine Renault Megane electric. Suntem și la partea din față, aceasta este cea mai înaltă poziție pe care șoferul o poate avea în momentul în care conduce. Vă spuneam că scaunul este reglabil pe înălțime și are și suport lombar care este acționat electric. Pe al treilea nivel de echipare, scaunele sunt 100% electrice și au și funcția de masaj. Principala diferență între portierele față și portierele spate este reprezentată de inserția din zona superioară. În funcție de nivelul de echipare avem inserție din plastic tare pentru primul nivel de echipare. Pe al doilea nivel întâlnim inserție din piele alcantara, iar al treilea nivel de echipare va primi o inserție din lemn. Mai jos avem o inserție argintie care pe al doilea și al treilea nivel de echipare înglobează luminile pentru interior multisens. Diferit față de portierele spate, pe portierele față avem plastic moale în zona de mijloc și avem și cusături de culoare galbenă și gri în zonele în care ținem antebrațul la drum. Acest model pe care îl avem la test drive este nivelul de echipare Techno și are și câteva dotări opționale. Dacă veți opta pentru acest nivel de echipare, veți primi un interior în două nuanțe, gri și negru. Tapiseria este la fel mixtă, realizată din piele ecologică,
în partea exterioară a scaunelor, dar și în partea din spate pentru scaunele față, iar pe partea interioară a scaunelor, dar și pe fețele tetierelor, avem o tapiserie din material textil. Tot material textil întâlnim și pe partea superioară a bordului, care este realizat din materiale reciclate. Tot în partea superioară a bordului avem și un plastic tare spre parbriz. Acest plastic se continuă și pe părțile superioare ale portierelor față și spate. Materialul de pe bord este același și pe primul nivel de echipare ca și pe nivelul de echipare Techno. În schimb, este diferit pe ultimul nivel de echipare. Mânierele pentru deschiderea portierelor sunt realizate din același material și au aceeași culoare pe toate cele trei versiuni de echipare. La fel și spațiile de depozitare din interiorul portierelor, care sunt realizate sau sunt tapizate cu același material ca și podeaua mașinii. Volanul este cu totul și cu totul diferit față de modelele Renault. În primul rând, avem sigla și forma un pic diferite. În partea de sus nu mai este rotund, ci este un pic diferit, cumva drept. În partea stângă avem butoanele pe care le folosim în momentul în care activăm pilotul automat adaptativ. În partea dreaptă, în schimb, avem sistemul infotainment, activăm microfonul pentru comenzile vocale. Cu o singură apăsare de buton pornim încălzirea în scaune, încălzirea în volan. Apoi avem un buton View, prin care schimbăm modul în care ne sunt afișate informațiile pe panoul de bord din spatele volanului. Mai avem un buton Multisens, iar de aici schimbăm modurile de condus. Avem mai multe moduri: personal, confort, eco sau sport. Și în funcție de fiecare mod, informațiile sunt afișate într-un anume fel. Modelul pe care îl avem la test drive este dotat cu sistemul multimedia OpenR Link de 12 inci, care include navigație, servicii Google și sistem audio premium Harman Kardon, format din 9 difuzoare. Acesta face parte din pachetul de opționale pe care le puteți adăuga la configurarea modelului dumneavoastră. În standard, Renault Megane Electric vine cu un sistem multimedia OpenR Link cu un display de 9 inci, sistem audio Arcamis Classic cu 4 difuzoare și un afișaj de bord de 12,3 inci. Pe al doilea nivel de echipare, în dotarea standard, primiți același sistem infotainment cu diagonala de 12,3 inci, însă el va avea un sistem audio Arcamis cu 6 difuzoare. Cam atât despre designul interior de pe Renault Megane Electric. Acum haideți să facem și un scurt test drive în care vom încerca să măsurăm nivelul de zgomot de la interior, atât în timpul staționării, cât și în timpul mersului, la o viteză de aproximativ 100 de km la oră. Pentru asta vom folosi acest sonometru. L-am mai folosit în câteva videoclipuri pentru a evidenția diferențele între diferite generații de modele Dacia, Nissan sau Renault și vom porni la drum. Motorizarea de pe acest model este cea de 220 de cai putere, Optimum Charge. Avem o baterie de 60 de kWh cu o autonomie de 450 de km, care se poate încărca la stațiile cu încărcare rapidă în aproximativ 3 ore și 15 minute. Așadar, 220 de cai putere. Vă spuneam, avem buton pe acest nivel de echipare, avem buton Multisens pe volan și acum voi trece în modul sport pentru a folosi puterea în totalitate a motorului și pentru a ajunge la viteza dorită pentru testul de zgomot într-un timp cât mai scurt. În clipul viitor vom vorbi în detaliu despre noul sistem infotainment OpenR Link de 12 inci, cu care vine
Renault Megane electric pe nivelul de echipare Techno. Iar într-un alt videoclip vom vorbi în detaliu și despre dotările standard pe nivel de echipare Echilibre, dotările în plus față de acest nivel pe versiunea Techno și la fel și pentru versiunea Iconic, dotările în plus față de versiunea Techno. Așadar, haideți să vedem valoarea zgomotului la interior în staționare cu motorul pornit. Vom opri motorul. A scăzut valoarea până la 30 de decibeli. Acum haideți să vedem cât ne va înregistra sonometrul la 100 de km la oră. Aerul condiționat este oprit în totalitate, tocmai pentru a nu avea zgomot în plus în habitaclu. De kilometri la oră. Valorile sunt situate undeva între 61 și 65 de decibeli. Putem concluziona că Renault Megane electric este izolat destul de bine la interior. Aș putea spune că a obținut o valoare mai bună decât Renault Zoe sau celelalte modele electrice ce le puteți testa la sediul nostru. Urmează să facem și un test de autonomie pentru noul Renault Megane electric, modelul acesta cu bateria de 60 de kWh. Nu uitați să vă abonați pentru a primi notificări în momentul în care urcăm și videoclipul respectiv. Vă mulțumim pentru atenție, iar până data viitoare vă dorim drumul bun!